Ivan Lendl, legendă vie a tenisului mondial, s-a născut pe 7 martie 1960 în Ostrava, Cehoslovacia, căci așa se numea țara natală în timpul activității sportive a celui care s-a situat pe prima poziție în ierarhia ATP timp de 270 de săptămâni. Jucătorului de tenis i-a fost posibil accesul la o astfel de performanță pentru că a dovedit pe timpul carierei că este un veritabil campion, câștigând 94 de titluri la simplu, dintre care 8 de mare șlem. 2 la Australian Open, 3 la Roland Garros și 3 la US Open. Și pentru că americanul John McEnroe i-a fost unul dintre aprigii adversari, iubitorii tenisului poate n-au uitat controversata fază de la Roland Garros 1988, setul al doilea cu Lendl la serviciu și 3 la 5 pentru american. Dacă s-a uitat, să reamintim. Se întâmpla după primul serviciu executat de cehoslovac în fileu. Rivalitatea pe plan sportiv dintre Lendl și McEnroe nu a alterat performanțele tenismenului născut în Ostrava, iar recunoașterea de către specialiști a contribuției lui Lendl la dezvoltarea tenisului nu s-a lăsat așteptat. De altfel, într-un clasament al jucătorilor de tenis masculin, pentru perioada 1946-1992, Lendl figurează în lista primilor 21 de mari jucători ai lumii.